Dormind mai pasă care. Întrebarea principală e... Unde le-ai pus tu toate alea? Bun, acum să lutăm toată încăperea asta până nu mai rămâne nimic din ea. Și după aceea vom merge după dens. Won't be able to pick this. Da, e problematic. Ah, dar mai avem un punct acum. Oare în ce să pun, în hacking? Sau în lockpicking? Pun un lockpicking. Deși ar fi trebuit să pun un strong back. That's it. Ne mai ajutăm de diverse droguri între timp dacă avem nevoie neapărat. Aici pe jos sunt o grămadă de chestii și pe aici. O cană. Nu. O carte arsă nu-mi trebuie. Niște becuri. Un stealth boy. Amuniție. Dacă pe aici vrem să mergem în timp, nu știu că am terminat jos. Mai putem să mergem undeva unde n-am fost? Aici am fost? Aici am fost, nu? Am luat tot mai puțin ăsta, că e cam greu. A, nu, nu, uite, ne trebuie mașina asta de... Cum se numea? Doamne, zici că sunt ăștia din generația Z. Am uitat cum se numea. Mașină de scris? Nu mai zic. Nu mai țin minte. Nu pot să cred. O, uite ce de adhesiv aveam aici. Adică duct tape, adică scotch. Scotch. Da, trebuie să-l... Ah, da. Așa e, am uitat, trebuie să punem și arma asta pe un quick slot. Pe 3? E bine. Și ăsta care o să fie sniperul pe 5. Cam atât. Bun. Cred că asta e tot aici sus. Aici jos am fost. Mă se pare că tot am... Am ratat câteva chestii. Bun. Ok, hai să continuăm pe aici, unde o să se dance mai devreme. Uit un terminal. O, și o revistă. Hell yeah. Bun. Oh. Proiectul Marte? Ăștia făceau rachete care să ducă pe Marte aici. Interesant. Ia, asta e exact înainte să pice bombele.
au anulat proiectul, au întârziat proiectul pentru un an exact înainte să pice bombele. Deci se pare că nu... n-a ajuns proiectul la maturitate, n-a reușit să ajungă. Păcat. Poate ar fi salvat planeta, proiectul ăsta. Ok, hai să verificăm camerele aici. Ok. Rome. I'm in. Turret control. Le-am deactivat, dar... le-am omorât dens pe toate, ce să mai deactivez la ele? Mi-e foame, bineînțeles. Mâncare, mâncare, mâncare. Bun. Ce zici, mă? Mereu când îi văd fața aia cu limba scoasă, mă amuză. Pace am fost? Da. Aici? Delutat, delutat. Delutat. Bun. Sigur. Ceva în cutia asta? Nu? Ok. Următoarea cameră. Ăsta l-am verificat, da? Asta e camera aia care am verificat-o deja. Aici. Nu, asta lumina aprinsă. Trebuie să vedem tot ce se poate luta. Nimic, nimic. Asta e bun. Asta trebuie să returnăm. Interesant. Carte de returnat. Nimic altceva. Ok, asta e la toaletă. Țigări. Bobby pins. În celelalte? Aici e la femei. Ia uite, mă, de când știi să-mi deschizi uși? Bravo! Un săpun. Oase. Am zis că oasele sunt bune ca să faci ulei din ele. De ce au oasele ulei în ele, nu înțeleg, dar... e important când vrei să construiești turete și alte chestii. Dan s-a dus în jos încolo. Mai multe chestii de lutat. Ok, cam asta e tot aici? Coborâm? Iarăși țigări. Aici. O, asta e la recepție. O. Văd un safe. Hai, mă. Așa. Nice. Nu-l mai iau și pe ăla, las. Trebuie să mă întorc tocmai acolo ca să-l descompun. Aici ceva interesant. Laser.
Ok, să nu lase presa înăuntru. Și celălalt era despre seiful, care deja l-am lutat. Așa că nu m-am mai uitat la el. Ai niște menteați și dăm și sticlele astea. Poate le mai umplem cu apă. Bun, hai să mergem după Dance. Suntem gata. Sunt pe fază. Nu. Watch your footing. Looks like the power's out in this section. Am jet. Bun. Look at this place. Scribes have a field day in here. Whoa. Mișto. The transmitter should be in the control room at the top of the core. But it looks like the elevators are dead. We'll have to keep heading down for now and find a way to get the facility's power back online. Okay. There has to be a power backup system somewhere. Scout the maintenance area off of the main chamber. I'll remain here and watch our backs. Okay, stay aici. Wow, ce-i asta? Giant jet? Jeering, leering, laughing, mocking, taunting. Oh, he graduated all right from high school. It's fine, I'm sure he took shop class. Oh look, he's reading the science mags, how cute. Har har har. Shop. Let's see them make this in shop class. My marvel of engineering. The finest in weaponized refuse acceleration. My beauty. My junk jet. They'll see. Tare. Engineers with their seats at 50 degrees. Come Monday morning, they'll all see. Bănesc că pun junk în el. That's it. Altă carte. Bun, adhesive, ăsta e doar metal. Hai să luăm și ăsta momentan. Ai grijă. Loc de ulei pe aici, pe jos, nu e bine. Fusion core, perfect. There we go. L-a nimerit din prima, bravo. Power options. Da. Am pornit generatorul, ia să vedem acum. Engine core power restored. Thermal engine fueled, primed, and standing by for your command. Command accepted. Commencing 5 second countdown. 5. 4. 3. Test firing completed with an efficiency rating of 96.7%. Mai trăiești, Dance? Ești în viață? Oh my god, are you all right? Got cooked by those flames. But thanks to my power armor, I'm still in one piece. The important thing is that we're still alive. We have a way to get to the transmitter. Let's go. Cool. Wow, ce de arme aici. Cum stăm cu greutatea? Nu prea minunat. Hai să iau un buff stats, să vedem. 225.
Окей. Хай замерджем. Хай на унтру. Ну, че фаш денс? Te oprești în ușă și pe aia te întorci. Bravo. Mai trebuie să vin după tine înapoi. Haide. Cauza la o mâine ta. Pardon. N-ați auzit nimic. Hold. Over there. Nu vii? În orice caz, hai. A rămas și Dogmeat acolo. Asta e. Dinamicul numărul 1, lifturile pentru ăștia. Dogmeat a venit, dar nu știu dacă vine și Dance. I don't think we've got company. Unde? Aha. Hai, bagă-te în față, bagă-te în față că tu ai power armor. Hai, Dance, bagă-te în față, nu mai sta. Aole, iar m-am îmbolnăvit de ceva. Fantastic. Au. Au. Scuze, Dogmeat, a trebuit să fac asta. Am luat transmitterul. Nu mai pot să mai car nimic. Sunt așa de... Let's get out of here. The service elevator to the surface. Cum stăm cu greutatea? 237. Pot să mai iau orice altceva să mă ajute cu greutatea? Nu cred. Ceva băuturi? Da, dar nu suficient. Dogmeat, tu poți să mai car ceva? Iar tequila că-i. Ok, mai aruncăm din pistoale, ce să facem? No. Și încă unul ar trebui să fie suficient. 25. Bun. Nu e suficient, încă unul. Ia, din ce zice aici? Stai ca să... pentru test. Bun. Cred că am luat tot ce era absolut important de luat de pe aici. Ok. Hai să mergem. Intră.
in advance, knowing that. Cum ai apărut aici? Ce ai mai găsit, dogmit? Mersi. Dă-te la o parte, te rog. Vodka. Și se pare că va trebui să aruncăm toate pistoarele astea. Nu, hai să mai păstrăm una. Bun. Ia zi. Paladin dance. Well, that could have gone smoother, but mission accomplished. Stai că n-am hainele carismatice pe mine. Da, cum putea să meargă mai bine de atât? Smoother? I thought we did fine. That sweep was sloppy. We were caught unprepared more than once, which is unacceptable. Da. However, your extra gun gave us the edge we needed. I'm not certain I could have accomplished the mission alone. Ah. I thought we worked well as a team. Agreed. It's a refreshing change to work with a civilian who can follow orders properly. That being said, I believe we have two important matters to discuss. First and foremost, if you'll hand me the deep range transmitter, I'd like to compensate you for your assistance during this operation. Okay. I think you'll find this weapon useful. It's my own personal modification of the standard Brotherhood laser rifle. May it serve you well in battle. Merci, merci. Loviturile criticale dau dublu damage. Și bara de critice se încarcă 15% mai rapid. Bun, mersi, mersi. Mulțumesc. Thank you. You're welcome, civilian. Now, as far as the second matter goes, I wanted to make you a proposal. Okay. We had a lot thrown at us back there. Our op could have ended in disaster, but you kept your cool and handled it like a soldier. There's no doubt in my mind that you've got what it takes. The way I see it, you've got a choice. You could spend the rest of your life wandering from place to place, trading an extra hand for a meager reward. Or you could join the Brotherhood of Steel and make your mark on the world. So, what do you say? Sună destul de interesant, dar presupui cam multe chestii. Nu știu, am așa o... Ok. I'd be honored to join. That's what I wanted to hear. Meet me back at the police station and we'll discuss the details. Ok. Ne vedem acolo. Pa! Bineînțeles că iarăși suntem... cred că aveam ceva. Ia să vedem. Avem red stag. Avem red stag. Poate mă întorc să iau armele alea. Ce zici, dogmit? Ne ducem să luăm armele alea? Măcar pe astea. 233. Hai să le luăm și pe astea. Repede, repede, repede. Păcat de ele, adică sunt resurse. Bun. Going up. Acum destinația numărul 1, un settlement unde să descărcăm toate astea care le avem. Și mi s-a dus buff out-ul. Trebuie să mai luăm unul. E că devenim dependenți.
bineînțeles că avem iarăși probleme cu greutatea, cu sănătatea, vreau să zic. Nu. Așa. Ce? Nu e rău, dar... mi-mi place să port asta. Pa, Dance, ne vedem mai târziu. Care e cel mai apropiat settlement acum? Asta e întrebarea. Tot Starlight Drive-ini e. Îmi trebuie unul în zona asta aici. Ar fi bun. Ce vreme frumoasă. Bine că măcar mai plouă în Wasteland până când. Aș vrea să explor, dar nu prea mai pot. Oh, un nou settlement. Așa se pare. Roboți? Și doar roboți. Foarte ciudat. Supervisor White? Welcome to Grey Garden, darling. This is the Commonwealth's first and only hydroponics facility run entirely by robots. This place seems familiar. I think I saw a bit about it on the news back before the war. Yes, construction was completed mere days before the war. We were able to survive and continue our operations only because our creator made us fully self-sufficient. You see, there are two kinds of robots here. The worker drones carry out labor and maintenance. We supervisors, that is myself, green and brown, possess sophisticated cognition processors. Okay. We are capable of complex analysis and decision making. A testament to the genius of our creator, Dr. Edward Gray. Interesant. I remember him. He was one of Robco's senior engineers, but more than a little eccentric. That's the second time you've said that you remember something before the war. I think you're a little confused, darling. You simply can't have been alive back then. Robotics and artificial intelligence were our creator's great passions, rivaled only by his love of television. Perhaps you've noticed that I possess a rather singular personality, as do the other supervisors. Great. Just when I thought I was finally free of television. A few other things you should know. Talk to Green if you need supplies. If it's caps you require, Brown might have a few odd jobs. There's one other thing. A question, really. Tell me, darling. What do you think of the water around here? Nu e prea bună. It's awful. Isn't it, though? Pressure is down, radiation is up. Why, it's practically toxic. Just think what it must be doing to my skin. This will never do. I don't mean to impose, darling, but perhaps you could lend us a hand. Sigur. All right. Dacă înseamnă că voi mai avea un settlement aici. Most of our water comes from the old Western plant, south of here. Such an eyesore. Be a dear and pay a visit, See what you can do. Maybe tidy up the place. It must be filthy. If you can get it working again, I'm sure I can come up with something for you. Mm.
Dacă n-ai fi robot, m-aș gândi din altă parte. Ok, vezi că-ți iau toate legumele de aici. Da, bună idee. Deci o să mă duc. Dar întâi trebuie să... Sună bine. Întâi trebuie să mă descarc de toate resursele astea care le am. Nu iau nimic altceva, că nu pot. Bun, acum trebuie să ajungem... iarăși aici. Tocmai acolo sus. Hai să încercăm să alergăm. Să ne ia ceva. Radiații. Radaway? Unde era la aid? Radex, nu Radaway, pardon. Bun. Yes. Da, mâncare bună. Dogmeat-ul nu mai poți să car nimica, nu? Stai tot, mama mia, ce de radiații. Aici sunt ăștia morsi guli. Și acolo a fost unde l-am găsit pe ăla mai devreme. Bun. Hai să ne ducem pe trei. Wow, cât mi-a luat din viață radiațiile alea. Nu e o veste bună. Ce să-i faci? Mi-e sete. Așa acum. Hai că aproape am ajuns. De ce mi s-a pierdut markerul? Ce s-a întâmplat? Hai să încercăm să ajungem cât mai repede. Obosit, am probleme de sănătate. Aici e un stâlp coborât care mă enervează. Bun. Să mă duc să pun tot ce am. Hey. Dogmeat, vină cu mine. Head over there. Nu gaci. Nu. Wait there, over here. Nu mă încoace. Dăm tot ce ai tu aici. Să le pun în workshop. Bun. Așa.
așa, am pus tot în workshop. Avem o grămadă arme care nu le putem descompune momentan. Să le punem în cutie. Așa. Junk jet-ul. Toate rifle-urile astea. Pipe pistol-ul. Toate astea. Bun. Altceva? Armuri? N-am adus nimic cu noi. Bun. A, ba da, road ladder-ul ăsta. Ok. Cam atât. Acum... iarăși avem aceeași probleme de sănătate. Parcă aveam și niște settler pe aici care aveau grijă de... nu? A, aici erai. Scuze, continuă-ți treaba. Ignoră-mă pe mine. Da. Acum să vedem care e obiectivul următor. Obiectivul următor e să ne întoarcem la station sau să continuăm către Diamond City. Cred că continuăm câte Diamond City, poate. Nu știu. I wanna be happy. I want to be gay. I want to be normal in every way. But a mushroom cloud hangs over my dreams. It haunts my future and threatens my schemes.